Când vii cu troaca plină de mâncare, de carne, de băutură, de slănină, ați văzut cei pe care îi spovedesc, că țin cu anumită precădere și le explic. Dacă astăzi v-ați împărtășit, nu mâncați carne, mâncați pește, aveți timp după aceea, tot mâncați carne. N-amestecăm carnea lui Hristos cu carnea de animal. De ce? Explicația mistică a bisericii, nu a mea. Omul în rai n-a mâncat carne. Omul căzut după ce a ieșit din rai, a sfârtecat animalele, a jerfit și a mâncat carnea lor. De ce? Că era pământesc. În ziua când ne împărtășim, preotul când deschide potirul spune așa: Sfintele sfinților, nu sfintele giftuiților, nu sfintele îmbuibaților, nu sfintele sătuilor, sfintele sfinților. Sfinții erau sfinți pentru că aveau trăirea autentică a rugăciunii și apostolii. De aceea, cele două, trei zile de post, bătrânelele mai îmi spun: părinte, nu mai pot cu lei, că am 80 de ani. Bine, mui, cât ține cum poți. Părinte, nu pot ține trei, am ținut numai două. Părinte, n-am ținut patru, am ținut numai una. Mama, e jertfa ta, Dumnezeu vede și scrie. Arată că tu, pentru o zi, sau două, sau trei, ai vrut să-i arăți lui Dumnezeu că te asamini cu Adam cel din rai. Asta e pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie. Nu că ai fi mai sfânt cu o zi de post în plus sau cu o zi de post în minus. Dar nepăsarea, lenea și trândăvia te desparte de Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta pentru că avem cea de-a doua extremă. Părinte, dar poate nu-s vrednic să nu mă împărtășesc. În rugăciunea de împărtășanie, cea lungă a Sfântului Vasile cel Mare, parcă e a 6-a sau 8-a, nu știu câta, spune așa: ca nu cumva, depărtându-mă de harul Sfintelor tale taine, din prea multă evlavie, să fiu înghițit de lupul cel înțelegător de suflet, adică de diavol. Adică diavolul îți poate da extrema și la altul. Vai, dacă un să pui gura, dacă un să te împărtășești. Așa, cu grijă, cu smerenie. Doamne, nu-ți vrednic, dar vreau cu tine. Doamne, nu-ți vrednic, dar vreau să mă împărtășesc. Doamne, nu-ți vrednic, nu-ți perfect, dar vreau să fii cu mine. Că așa spune în rugăciune. Eu vă citesc de fiecare dată, dar voi nu sunteți atenți. Doamne, n-ai unde să-ți pleci capul, căci casa sufletului meu este pustie și surpată. Dar pentru că vrei să fii cu noi și să petreci cu noi, ca un iubitor de oameni, ștergi toate păcatele robilor tăi, și eu zic care sunt de față după numele lor, și învrednicește în orice vreme și în orice loc a se împărtăși cu sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile, de viață, făcătoarele lui Hristos taine. De asta ne împărtășim. Ca sufletul nostru să devină ca coliba de la Betlehem, unde s-a născut Hristos, plin de lumină, plin de îngeri, plin de bunătate, plin de smerenie, plin de bucurie, plin de lucrare. Tot ce înseamnă mofti sau fițe, li păstrați numai pentru acasă. La biserică venim blânzi, calmi, smeriți, cum a fost Hristos când îl bătea cu biciul. Țăpa, urla, făcea isterie, l-ați văzut pe drumul crucii? Nu. Femeile plângeau. Fai de mine ce se întâmplă, fai de mine ce se întâmplă. Și s-a întors aspru, plin de sânge, s-a uitat la ele și a zis așa: fiice ale Ierusalimului, nu pe mine mă plângeți, pe voi și pe fiii voștri. Că va veni o vreme când casa aceasta va fi pustie. Și ați văzut, a venit Titus Vespasian la anul 70, o arată Ierusalimul, o dărâmat tot ce a fost sinagogă de rugăciune, o fugărit toți evreii din Ierusalim, o făcut oraș idolesc, închinare idolatră, și a venit Hadrianus în secolul IV și eu și-a schimbat numele, și s-a chemat Ierusalim, Agia Capitolina, și l-a umplut de templi idolești. Asta era mânia lui Dumnezeu. Așa și noi. Deci, nu inventăm o paraortodoxie. O ținem pe cea care ne-a lăsat-o Hristos. Că e simplă și la obiect. Hristos a spus atât. Ortodoxia lui Hristos se lamentează la trei expresii. Dacă vrei să fii cu mine, păzește poruncile mele și atunci îmi ești prieten. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, adică să lasă din impresii. Și trei, să-și ia crucea și să-mi urmează mie. Cine are o cruce la gât? Cine are o cruce a rugăciunii? O cruce a postului?
o cruce a căsătorii, o cruce a văduvii, o cruce a familiei, ăla e cu Hristos. Scurt, nici nu mai trebuie să vorbi niclar. Iar cine dă pe mute? A unei băbuțe dintr-o geantă. Lasă-ți când te cloșare și eu te alăm. Și cine? Ce a pui centuța? Nu știu. Arată-o la carima. Și a uitat telefonul deschis. Adă-o încoace, numai mi-o arată să facă de astea. Și în momentul în care ai luat crucea și ești a lui Hristos, nu poți fi decât a lui Hristos. N-ai altă treabă. Iar părerele unanime, laterale și colaterale, a lui ăla, li spulbere Apostolul Pavel când spune clar, biserica nu s-a împărțit. Nu e a lui Chefa, nu e a lui Petru, nu e a lui Apollo, nu e a lui Pavel, e toată a lui Hristos. Dacă Hristos ne-a dat șansa să-L mâncăm și să fim cu El, trebuie să-L mâncăm, luați, mâncați, că e trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor și pentru mulți. Și dacă a spus, bezi dintr-o acesta toți, că acesta e sângele meu al legii și noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, atât. Și spune clar, aceasta trebuie să o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului. Eu sunt pâinea cea vie care vine din cer. Cine a mâncat din pâinea asta nu mai moare. Copiii împărtășiți cât de des? Câți copii și sânge. Bătrânii cât de des? Tinerețea se măsoară cu ani. Vârsta a doua se măsoară cu jumătate de ani. De la 70 de ani cu luna, de la 80 de ani cu săptămâna și peste 80 de ani cu ziua. Deci nu știi. Azi poți fi, mâine nu poți fi. Dar dacă ești spovedit și împărtășit, ești al lui Hristos. Și ca să nu vă mai plictisesc, că mai am 3 minute, că am supravegheat ceasul. Era. Că dintotdeauna era. O femeie foarte credincioasă, dar pentru imaginea ei publică, nu s-a dus să-i spună preotului niște păcate. Să nu creadă preotul despre ea, că n-ar fi așa de sfântă cum se credea ea. Deci era sfântă. Și a venit vremea să moară. Au pus-o în sicriu, au dus-o la biserică și când făcea preotul slujba propodirii, adică eliberării sufletului definitiv, când se pecetește groapa și sufletul zboară la cer, femeia ridică capul din sicriu și spune, Părinte, vină-o cu acei repede. S-a speriat toată adunarea de acolo din biserică și a zis, zice, da, femeie, Părinte, vin din cer de la tronul lui Dumnezeu. Dezleagă-mi repede păcatul cu tare. Și întreabă preotul speriat, dar de ce nu l-ai spus? L-am făcut în tinerețele mele și mi-a fost rușine. Păi și zice, tu n-ai știut că ce îi legat pe pământ rămâne legat și în cer? Dacă n-aveam nădejde la Maica Domnului, de astăzi înainte stăteam în iad. Dar când Dumnezeu a spus să plece în iad pentru că are păcate nedezlegate, Maica Domnului a spus, nu, fiul meu, te rog, dă-i o șansă, pentru că această femeie a fost evlavioasă toată viața. S-a rugat, m-a cinstit, m-a iubit, mi-a prins candela, a mers la biserică, a ascultat liturghia, a citit psaltirea, a fost evlavioasă, a fost milostivă. Maica mea, nu pot călca cuvântul evanghelic, este scris, scris este. Dacă vrei, îi dau o singură șansă. Haide să o înviem să-și mărturisească păcatul. Și Maica Domnului a zis, da, vreau aceasta. Și în clipa aceea femeia și-a spovedit păcatul, în gura mare, la tot soborul acolo, i s-a făcut dezlegarea pe cap, a adormit și a plecat în rai dezlegată. Asta apropo de ceea ce se mai întâmplă câteodată, când mai veniți și voi câteodată, spuneți, Părinte, dar aș vrea să vă spun ceva în secret, scrie pe o hârtie, ăsta e secret. Ăsta te-a mărturie în Sfânta Scriptură. Femeia care mărsa la Sfântul Vasile și-o găsit biletul gol, femeia care mărsa la Efrem Siru și-o găsit biletul gol, femeia care s-a dus la Sfântul Cutare și-o plâns cu lacrimi și biletul era gol. Deci zapisul, dacă l-ai plâns și l-ai țopărut rău și l-ai știt și l-o știe preotul, păcatul e dezlegat. Nu trebuie să fii tu să povestești 8 ceasuri, cum te-ai ta cu soacră, ta cu mamă, ta cu soțul tău, cu bărbatul tău, nu interesează pe nimeni. Acolo interesează să fie dezlegat păcatul. Părinte, am mândrie, am smerenie, am iuțimi, am răbdare, am nervi, n-am nervi, îs iute, nu-s iute, îs mânios, nu-s mânios, îs curvar, nu-s curvar, îs bețăv, nu-s bețăv, îs fumător, nu-s fumător, atât. Nu,
o să-L intereseze pe Hristos dacă țigara era cu filtru sau fără. Băutura dacă era de 80 de grade sau de 60 de grade. Te-ai îmbătat și ai vomitat, ești bețiv, te-ai îmbătat și nu ai vomitat și ai băut în măsură, ești un om consumator care nu a făcut păcat. V-am spus lucrul acesta pentru a înțelege că taina întâlnirii cu Dumnezeu în post are trei trepte simple. Dorința de a fi asemenea lui Dumnezeu, prin post și rugăciune și bunătate și smerenie. Dorința de a ne uni cu Dumnezeu prin a fugi de păcate, a urâ păcatul și a nu mai face păcatul. Și ultima treaptă, a fi numai cu Dumnezeu, numai pentru Dumnezeu și doar cu Dumnezeu. Apostolul Pavel, nu eu trăiesc, Hristos trăiește în mine. Amin. Amin.